De asemenea, invit și pe cei care a susținut cu tărie toate aceste proiecte, inclusiv proiectul nostru caritabil. Și este vorba de domnul Cosmin Necula, primarul orașului Bacău. Pentru că ați făcut posibil ca această seară să existe. Și vă aplaud și vă mulțumesc din tot sufletul. O sumă foarte importantă. 165.000 de lei dați pentru copiii care au nevoi speciale. Cei care au cea mai mare expertiză în municipiul Bacău, Asociația Betania și domnul Andrei Maut. Vreau să-i aplaudăm și vă rog din suflet să o facem. Și mă bucur când vă văd în seara aceasta aici, pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cei care susțineți această seară frumoasă, acest zâmbet al copiilor. Așa cum spunea și domnul Maut, îmi doresc din tot sufletul și după Crăciun să fim și sunt convins că vom fi. Această seară se poate realiza și acest proiect își va începe drumul, un drum bun și cât mai lung, pentru că municipiul Bacău, fiecare dintre noi, avem un partener de încredere. Mulțumim, Simba, partenerul nostru de încredere. În această seară suntem toți împreună aici pentru a ajuta copiii cu nevoi speciale. Suma aceasta este extrem de importantă, iar diferența nu vă pune primăria municipiului Bacău, nu o pune municipiul Bacău, o veți pune tot dumneavoastră, pentru că din taxele și impozitele pe care le plătiți dumneavoastră se va realiza acest proiect. Încă o dată vă mulțumesc, la mulți ani și să vă ajute Dumnezeu pentru toate gândurile bune ale dumneavoastră. Vă mulțumesc de suflet! Comunității Bătăoare. Dragă spectatorule, pentru acest gest mare al tău, gestul de a fi alături de copiii cu nevoi speciale, Primăria Bacău, Asociația Betania și Simba Invest îți oferă acest concert magic de Crăciun, susținut de Orchestra Filarmonicii Mihail Jora, dirijor Robert Guter, Statele Unite ale Americii, Corul Colegiului de Artă, Corul Colegiului de Artă, Georgia Costu, Dirișor Universitate, clasele de balet ale Colegiului de Artă, Georgia Costu, îndrumător profesor Simona Baicu, soprana Gabriela Ișto și trupa Philips. Dragii noștri, bucurați-vă de Crăciun!